Autoritățile locale au decis ca nu doar pensionarii la limita de vârstă cu venituri cuprinse între 630 și 1200 de lei pe lună să primească abonamente gratuite sau subvenționate, ci toți pensionarii din Bacău. Astfel, începând din această lună, numărul beneficiarilor de transport gratuit sau subvenționat a crescut cu numai puțin de 5000 de persoane. Toți pensionarii care au pensie până la 1200 de lei vor avea abonamente gratuite sau subvenționate. De abonamente gratuite de transport public în comun beneficiază pensionarii cu pensii de până la 630 de lei pe lună, indiferent dacă pensionarea s-a realizat la termen anticipat sau este vorba despre pensii de urmaș. Gratuit până la 630 de lei, indiferent că este pensie ieșită la termen sau înainte de termen. Pensionarii cu pensii cuprinse între 630 și 1200 de lei vor achita doar 54 de lei pentru un abonament valabil 3 luni, în loc de 174 de lei. Peste 630 se plătește o valoare de 54 de lei pe 3 luni. Deci abonamentul este practic în jur de 18 lei pe lună față de 58. Abonamentele gratuite sau subvenționate pot fi ridicate de la caseriile societății care dețin serviciul de transport public în municipiul Bacău.